Legumele și fructele sunt mai ieftine și mai proaspete dacă le iei de la piețari decât de pe rafturile marilor magazine. În acest fel, comercianții se asigură că vor avea mereu clienți pentru produsele lor. Tanti Lucreția vine aproape zilnic de la Slobozia cu verdețuri, legume și ouă. Chiar dacă Taraba este mult mai săracă în comparație cu celelalte din piață, clienții nu întârzie să apară. Ouăle se vând cel mai bine pentru că sunt de țară și se dau la bucată, nu la duzină. Unii cumpără, unii nu cumpără. Sunt atași de faptul că sunt ouă de țară? Da, bineînțeles. Da. Și verdeață ce le oferi? Uitați, pătrunjel, mărat, usturoi. Veniți cu cantități mici la piață? Da, păi nu pot să vin. Cu atâta vin cu mașina, cu ocazie. Atâta aduc. Și aveți vânzări bune? Adică aveți profit? Cât să ne menținem. Într-o altă parte a pieței, un comerciant a găsit un mod inedit de a atrage clienți. Răzuiește dovleci. În acest fel, cumpărătorii sunt scutiți de a mai face acest lucru acasă, iar prepararea plăcintei durează mai puțin. Pregătim componenta pentru o plăcintă cu dovlec. Când vine cumpărătorul, este treaba aproape jumătate făcută. Vali mă numesc. Și la preț ridicat? Da, 3 lei. 3 lei, ora așa, dar ca să venim în întâmpinarea clientului, așa, ca să-l ajutăm să plece acasă și e proaspătă, curată. Nu mai pierde timpul acasă. Pentru că e și nițică manoperă și timp, deci este un ajutor, zic eu, și ei sunt mulțumiți. Alți comercianți mai fac ce faceți dumneavoastră? Da, care vrea să muncesc, nu? Neavând un loc în piață, Tanti Maria își vinde marfa din mers. Am întâlnit-o în hala din piața centrală cu traista pe braț și cu legăturile de verdeață în mâini, căutând clienți. Spune că numai așa reușește să mai câștige un ban în plus pentru traiul zilnic. Ne chinuim și noi. Vindem verdeață. Ce anume vin? Pătrunjel și mărar. Și de unde veniți? De la Braniște. Fiecare zi? Nu chiar în fiecare zi. Așa, la câteva zile. Astăzi de la ce oră ați plecat de acasă? De la 6:20. Și practic ce faceți? Mergeți prin toată piața? Mai mergem și acolo și pe aici unde putem vinde. Că nu prea ne mai permitem să plătim taraba 75.000 pe jumătate și transportul 100.000. Mai ne strecurăm și noi cum putem. Acești comercianți pun preț pe calitate și nu pe cantitate, fapt ce le crește popularitatea în rândul cumpărătorilor giurgiuveni. Până la apariția legumelor de primăvară, nu le rămâne decât să vândă zarzavaturile.